Am tăiat porcul, l-am bucătățit, am făcut cârnații, am ales, am pus deoparte slăninile, am pus deoparte la mărătoare, adică la sărat, ciolanele, coastele și așa mai departe. Și acum seara trebuie să facem ceva de mâncare, nu-i timp de făcut ceva elaborat. Pe de altă parte, se cuvine ca din porcul pe care l-am tăiat să mâncăm ceva. Se numește pomana porcului, în Ardeal se face într-un fel. Eu, din Oltenia, pentru că pe acolo am copilărit, am învățat să o fac în alt fel. În Oltenia se numește goșneală. Extrem de simplu, începem prin a tăia câteva bucăți de grăsime suficient de mici. Se prea poate ca la felul ăsta de mâncare pe care îl fac acum să comenteze doamnele și copiii. Domnii mă cam îndoiesc, dar să știți că pomana porcului fără niște grăsime în care să topim ceapa, stroiul și carnea proastă de porc nu există. Dacă vreți pomana porcului, dacă vreți alte chestii, asta e altă gâscă, în altă straiță. Bun, am terminat. No, spre diferență de alte rețete, unde punem grăsimea la topit aici primată, punem puțină apă, nu multă, o, da, atât, puțină, să fie o jumătate de centimetru pe fund, peste am pus grăsimea, bun, lăsăm grăsimea asta pe care am pus-o încet, încet, să borborosească împreună cu apa, în așa fel încât să-și lase ușor, ușor untura, nu deodată, da? Eu între timp mă duc și tai niște ceapă albă, o să vedeți cum o tai, că nu se tai oricum, nu se tai oricum. No, o lăsăm pe asta aici să cânte, stai cu minte și mă duc la ceapă. Să taie mare, nu felii subțiri, groase, da? Ea trebuie să se simte mâncare. Am tăiat ceapa, după cum ați văzut, mai mărișoară, așa. Hop! Bun, o lăsăm să se prăjească aici, frumos. E acum carnea care se pune în pomana porcului. Cum vă spuneam, trebuie să facem rapid ceva de mâncare și foarte gustos și cu specifică, dacă am tăiat porcul. Doar, acum nu se împucă să facem o fasole bătută, nu? Eu am luat din porc căzăturile de la ceafă și în afară de căzăturile de la ceafă, așa, acum am toaletat-o, am mai luat mușchiuleții. Da, mușchiuleții, sigur că sunt din alt film, ea sunt foarte fragezi, dar în afară de asta am mai luat și niște ceafă. Și o să iasă absolut minunat. Ceapa s-a prăjit destul, pun carnea peste ea. Vă reamintesc că am aici căzături de la ceafă și mai am niște mușchiuleți. Îl pun peste, nu pun sare, hop. Hai să vedem. Pun sare, aș putea să pun piper și o să și pun piper, dar sare nu pun, o lasă să prăjească puțin și după aia pun. Tocăm niște usturoi, dar tocăm mare. Așa. Hop, hop, hop. Ia uite-l aici. Așa. Mai punem sare și niște boia. Niște boia dulce. Stai după gust iarăși boia, mă. Două clocote și gata. Adevărul este că după o zi de frig, de lucrat afară, de lucrat la porc, prideați ca prin asta tec toți cei care taie porcul în decembrie, pomana asta porcului,
Recunosc că e grasă, grăsuță. Ea se cuvine a fi mâncată cu niște murături, cu o fi varză murată, cu fi niște castraveți murați, cu fi cu niște murături asortate, absolut minunată. Nu am niște murături asortate, imediat mă apuc de ele. Minunată. Ne culcăm, mâine dimineață începem cu celelalte preparate din porc.